o primă realizare a noastră a fost primită bine. Noi vă mulțumim că ați realizat aceasta pentru noi. Este într-adevăr să reușești să deblochezi posturile vacantate din asistența socială. E un lucru făcut cu mult efort în fața colegilor din Guvern, din Ministerul de Finanțe. Un lucru pentru care a trebuit să arătăm împreună cu echipa de la asistența socială, echipa Direcției Generale, echipa Direcției de Protecție a Copilului, a Protecției Persoanelor cu Handicap, ce înseamnă domeniul ăsta. Domeniul asistenței sociale privește până la urmă 5 milioane de beneficiari, de oameni care primesc plăți lunare în zona asta. Privește până la urmă o parte importantă din România care are nevoie de servicii sociale ca să nu intre într-o zonă de blocaj social. Și tot acest domeniu al asistenței sociale, care privește pe cei mai săraci dintre săraci și cei care au neapărat nevoie de ajutor pentru a merge mai departe, tot domeniul ăsta nu este o cenușă rasa sistemului. Este un domeniu care trebuie reprezentat cu mândrie. Implicarea și întreg domeniul social. Implicarea dumneavoastră în această zonă și dorința de a vă implica în administrație, în zona instituțiilor publice de profil, mă bucur. Pentru că nu este un lucru ușor. Nu e o viață de... eu știu care să fie... High life, exact. O viață care să-ți ofere niște satisfacții imediate. Nici de cum, ci foarte multă perseverență pentru a te dedica. Revenind